Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Iașul TV. Ei bine, astăzi este din nou joi și la fel ca în fiecare joi, vă promitem măcar pentru o oră să vă descrețim frunțile și sperăm noi să vă aducem bună dispoziție. Vorbim astăzi despre evenimente din anul centenarului, pentru că anul centenarului este practic o încununare a tot ceea ce înseamnă acest popor, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Vorbim despre două evenimente mari. Primul, în prima parte a ediției, este Târgul Librex, Târgul de Carte, care deja a devenit o tradiție extraordinară pentru noi și care anul acesta stă sub lumina centenarului. Cine poate vorbi mai bine despre Librex, despre acest târg, decât, bineînțeles, unul dintre organizatori și unul dintre scriitori. Este normal să fie așa și pentru acest lucru ne bucurăm, pentru că au spus prezent invitației noastre și au acceptat-o și sunt în platoul Iașul TV de domnul Valeriu Stancu, scriitor. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua telespectatorilor noastre! Și domnul Leonard Radu, organizator, bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Pe lângă calitatea domnului Stancu de scriitor, poet, să știți că este și el un colaborator foarte vechi al Târgului de Carte Librex, așa încât putem să-l numim și pe el în echipa organizatorică. Mulțumesc. Așa că beneficiem de doi organizatori astăzi, nu? Exact. Da, am privilegiul de a face parte din juriul acestui extraordinar salon de vreo 15 ani, nu chiar de la început, dar sunt legat și sufletește aici. Haideți să vedem ce aduce Târgul de Carte Librex anul acesta, așa cum îi spuneam, o ediție sub lumina centenarului. Da, suntem la cea de-a 26-a ediție a Librex-ului. Tema lui este spațiul literar, timpul istoric și memoria inimii. Este un târg care de-a lungul timpului s-a consacrat sub denumirea de primăvara cărților la Iași, pentru că vorbeați de perioada de weekend și de o perioadă în care trebuie să fim mai bine dispuși. Este o propunere, cred eu, suficient de bine susținută de noi cei prezenți aici până la sfârșitul emisiunii, prezența ieșenilor la acest târg de carte. Avem printre noi, sau vor fi prezenți mai bine spus, 120 de expozanți, edituri, difuzori de carte, importatori de carte, producători de muzică. Va fi așa un fel de mini-vacanță culturală, o mini-vacanță în care alături de entertainer, edituri și cei care sunt prezenți în standuri am pregătit un număr de 200 de evenimente culturale, lansări de carte, dezbateri pe tema scrierilor, momente de teatru, momente de muzică și chiar vernisaje de artă. Este foarte important ca cei de acasă să știe de când până când este târgul, pentru a-și face timp să treacă pe la târg și, de ce nu, și să se aprovizioneze cu cărți, pentru că în epoca asta, care e din ce în ce mai dominată de toată povestea cu calculatoare, tablete, e-book-uri și alte tehnologii dintre astea moderne, parcă totuși e din ce în ce mai prețios mirosul unei file autentice de carte ținută în mână și răsfoită la propriu. Târgul a început pe data de 9, va ține până pe data de 13 mai, este deschis în fiecare zi de la ora 10 la ora 22 și da, este o alternativă pentru tot ceea ce înseamnă tehnologie în ziua de astăzi. Ne-am dorit totuși să nu intre în categoria nostalgiilor acel miros de carte și ne dorim ca cât mai mulți dintre ieșeni să iubească cartea în forma în care ea există astăzi și să cumpere într-un număr cât mai mare. Chiar dacă vor face alegeri în funcție de preferințe, asta nu deranjează cu siguranță pe nimeni, dar cartea a fost și va rămâne, cred, întotdeauna o sursă de inspirație, atât pentru cel care vrea să se dezvolte în propriul domeniu de activitate, dar și pentru cei care vor să viseze. Ce e mai frumos decât să visezi pe baza scrisului unei cărți? Nu cred că filmul poate traduce întotdeauna ceea ce simți citind o carte. Așa că cartea este un, nu i-aș spune produs, să-i spunem că este un bun cultural la îndemâna oricui, cred. Dacă e să vorbim de costurile unei cărți,
prețul unei cărți cred că nu depășește în cele mai multe cazuri prețul unui bilet de film sau unui abonament de internet, în niciun caz. Dacă pe lângă abonamentul de internet, nu propunem nimănui să renunțe la internet, dar pe lângă abonamentul de internet, dacă mai cheltuim 4 euro pe o carte, nu cred că facem un lucru rău. Iar la târg, în perioada aceasta, sunt foarte multe reduceri. Sunt cărți care poate încă n-au ajuns în librării. Sunt cărți foarte ieftine, spuneam mai dimineață, vorbeam cu cineva, veți găsi cartea la 1 leu. Așa încât e un moment oportun ca oricine să-și poată face o bibliotecă Librex. Domnule, Radu, spuneți-mi, vă rog. Cred că este cea mai nobilă alternativă la înșiruirea aceea de modernități a dumneavoastră și, pe de altă parte, puțin oameni poate visează să facă un film. Pentru că n-au cunoștințele necesare, poate n-au mijloacele necesare, dar cred că orice om ar vrea să-și pună măcar viața sa, dacă nu știu, pe altora, pe hârtie. Deci deschis, oricare dintre noi visează să scrie. Din această cauză, poate, la oricare din cele 12 ore ale târgului veți intra la Palace Mall, veți vedea că e plin, ca un autobuz în ore de vârf. Tocmai voiam să vă întreb, știu că sunteți pe fugă pentru că aveți lansare de carte în această după-amiază și voiam să vă întreb despre lansare. Nu este lansarea unei cărți pe care am scris-o eu. Voi prezenta într-o serie uluitoare, care nu există în România, ci doar în Republica Moldova, la editura Academiei din Republica Moldova, editura Știința. Există o serie Moștenire. La noi doar editura Academiei sub patronajul lui Eugen Simion a încercat și a reușit și au ajuns la 210 titluri în acest domeniu. Deci o serie extraordinară, ediții critice, iar misiunea mea, ca să spun așa, este de a prezenta cele două volume de o ediție critică, cele două volume de opere complete ale lui Nicolae Bălcescu. Puțină lume astăzi își mai amintește de Românii sub Mihai Voivod-Viteazul. Ei bine, a venit rândul meu să le aduc aminte ieșenilor de istoria neamului și în același timp de un scriitor uluitor care a fost și unul dintre promotorii Revoluției la 1848. Eu mi-aș dori să cred, mă gândeam acum în timp ce vorbeați, mi-aș dori să cred că de fapt și de drept tehnologia este o alternativă pentru carte și nu cartea o alternativă pentru tehnologie. Exact, parcă adunarea, chiar dacă e comutativă, parcă nu sună bine așa să fie cartea o alternativă pentru tehnologie. Da, ok, trăim în secolul vitezei, trăim în secolul informației, trăim în secolul internetului și din ce în ce mai multe. Am fost prezentă la niște cursuri festive la început de săptămână și profesorii de la Politehnică tot își numeau generațiile generația internetului. Este foarte bine că este așa, dar până una alta nu trebuie să uităm de unde plecăm și nu trebuie să uităm bucuria și plăcerea de a citi pe bune o carte. Și nu trebuie să uităm, iartă-mă, nu-i problemă, o secundă, nu trebuie să uităm că, paradoxal, cartea este cea care a pregătit apariția acestor generații ale internetului. În același timp, dumneavoastră vorbiți de generația aceea care există de 10 sau 20 de ani, iar cartea de la 1440, de la Gutenberg, a pregătit și globalizarea, dar a pregătit și aparițiile acestea moderne despre care vorbim. Păi, tocmai de asta spuneam că e mai oportun să fie tehnologia o alternativă a cărții. Ar fi mai oportun să vorbim în felul acesta, dar vedeți, din nefericire, tot ceea ce înseamnă tehnologie este mult mai la îndemână decât o carte. O carte are nevoie de timp, o carte are nevoie de starea necesară și probabil că în toată agitația cotidiană mulți uită să se întoarcă la carte și atunci vorbim un pic invers decât așa cum ar trebui. Radu, Leonard, permitem să te trebuie, că suntem de atâta vreme împreună în cadrul acestui târg. Cartea are nevoie și de spirit, ceea ce butonarea la un
o telecomandă sau la un calculator nu cere. Asta încercam să spun. Și așa domnul Stancu mi-a furat următoarea întrebare. Da, vă rog să mă iertați. Mi-a suflat-o, nu e nicio problemă, vă rog. Dar nu, asta încercam să spun, spuneam doar că din motive pe care noi le-am discutat poate cu câteva minute înainte de a intra la emisiunea dumneavoastră, sunt suficiente motive, nu cred că e momentul să le dezbatem, dar din anumite motive lumea uită să-și descopere spiritul și să-și găsească, să-și regăsească acel moment de liniște de care are nevoie o carte. Eu știu că chiar din momentul în care eram mică, dar și acum, de multe ori când citesc o carte, am libertatea de a-mi imagina cum ar arăta personajele. Sau am libertatea de a-mi imagina momente, locuri unde personajele se plimbă, unde personajele au acțiunea din carte, din interiorul cărții. Atunci când cartea se transpune în film, eu nu spun că nu e o chestiune foarte bună, este foarte bună și pentru cei care nu au timp, filmul se vede mult mai repede decât s-ar citi o carte, dar parcă nu mai avem posibilitatea aia de a ne imagina, ci totul vine impus. Și nu ne emoționează, nu te emoționează un film ca o carte și nu se ridică un film realizat după o carte, dacă este după o capodoperă, în general nu se ridică la nivelul ei. Așa este. Dar pentru că spuneați mai devreme că poate fiecare dintre noi își dorește să fie regizor sau își dorește să fie scriitor, citind cartea suntem propriul nostru regizor în momentul în care descoperim personajele și acțiunile, pentru că sigur, fiecare este varianta mai ieftină de a deveni. Sigur, mai e varianta foarte la îndemână. Ce pot găsi doritorii de carte, iubitorii de carte, în cadrul târgului Librex? Există secțiuni, bineînțeles, mă gândesc că există secțiuni de adulți, secțiuni pentru copii, cărți mai accesibile, cărți mai puțin accesibile, ediții care poate sunt ediție limitată? Sigur, sunt edituri din toate domeniile. Avem atât edituri ale universităților, sunt edituri precum Humanitas, editura Polirom, editori pentru carte școlare, edituri pentru carte pentru copii mici, avem chiar și un stand cu jocuri creative pentru copii, rămânem tot în domeniul imaginației, sunt împărțite în toate domeniile, în așa fel încât oricine dorește să cumpere o carte să găsească ceea ce caută acolo, iar din perspectiva prețului, vă spuneam mai devreme, există cărți pentru absolut toată lumea. În afară de această lansare de carte care va avea loc în această după-amiază, mai există și alte astfel de evenimente în cadrul Librex? Sunt foarte multe lansări de carte, sunt foarte multe dezbateri pe conferințe, teme literare, așa cum spunea și domnul Valeriu Stancu mai devreme, de dimineață de la ora 10, practic până undeva pe la ora 9, dacă veniți și vizitați târgul, veți găsi o acțiune în desfășurare. Fie că e o dezbatere între editori și difuzori, fie că e o prezentare de colecții de carte, fie că vorbim chiar de o lansare. Vor fi prezenți destul de mulți scriitori, destul de multe nume apropiate de cultură, așa încât... În plus, unul dintre partenerii târgului, Uniunea Scriitorilor Filiala Iași, asigură că la orice oră a desfășurării manifestărilor, asigură prezența unor scriitori care pot fi contactați, admiratorii, cititorii, în sfârșit, iubitorii, pot lua legătura cu ei, pot obține autografe, deci e un târg viu și chiar vreau să remarc ceva. O carte, în ultimă instanță, un om, dacă are nevoie de ea, intră într-o librărie și o cumpără. Că o cumpără la un preț mai mare sau mai mic, asta este o altă discuție. Dar târgul are menirea de a dinamiza viața spirituală a oamenilor, de a-i pune în contact și mai ales de a pune în contact pe cel care iubește cartea cu cel care o scrie, care o, în sfârșit, o produce. Spunea domnul Leonard că nu vrea să spună produs cărții. Deci acolo se întâlnește cititorul cu scriitorul care l-a fascinat poate încă din vremea copilăriei. Acolo se întâlnește tipograful care a scos așa o bijuterie
cu un estet care iubește și din punct de vedere bibliofil o carte și așa mai departe. Deci este o punere în contact, este o sărbătoare a spiritului, dar în același timp și o prietenie. Asta face târgul de carte de la Iași. Cât de importantă este, bineînțeles că pentru cititori este foarte important să se întâlnească, sau așa cel puțin ar fi logic, să se întâlnească cu scriitorul, dar cât de important este schimbul de idei dintre scriitor și cititor pentru scriitor? Numai cel care este prea plin de sine nu ține cont de ceea ce îi impune publicul care îl citește, îl urmărește, îl admiră, îl iubește sau în ultima instanță îl detest. Sau, nu, indiferența aici nu încap. Ei bine, te întâlnești cu cititori care îți spun chiar direct uneori: domnule, aș vrea să scriu o carte despre, sau în cartea cu tare, de ce ai omorât cu tare personaj? El, dacă este receptiv, și este, pentru că scriitorul este un receptacol foarte clar de emoții, de trăiri, de sentimente. Îl învie în următoarea carte. Exact, asta vreau să spun. Este foarte important. Pentru mine, cel puțin, întâlnirea cu cititorii este salutară. Ce cărți se citesc? Bănuiesc că și în domeniul cărților există trenduri, ca și în ceea ce privește televiziunea, poate la un moment dat se vând anumite filme mai mult decât altele. Ce fel de cărți mai caută românul? Orientarea cititorului către un anumit tip de carte, să știți că ține probabil foarte mult de ceea ce se întâmplă în societate. Dacă, spre exemplu, după perioada în care am avut criza din 2009-2010, se vindeau foarte mult cărțile motivaționale, în ultimul timp, în ultimul an, cărțile cele mai vândute sunt cele care au caracter istoric. Poate că și dezbaterile sau discuțiile legate de anul centenar au îndemnat românii către cărți istorice și cărțile care sunt în domenii de specialitate. Astăzi putem vorbi, într-adevăr, de un volum foarte mare de cărți care se vând în acest domeniu. Cărțile domnului Lucian Boia sunt în continuare în topul vânzărilor. Avem din acest domeniu o întreagă paletă de cărți care se vinde foarte bine. Mai e un aspect. Există unul din premiile pe care le acordăm, este premiul bestseller, pe care nu îl impunem noi, ci îl impun cititorii care lasă în sfârșit titlul unei cărți acolo, plus vânzările. În funcție de ce s-a vândut mai mult la târg, o anumită carte este premiată. Dar în modestia pe care o are domnul Radu Leonard, pentru că este organizator și nu vrea să vorbească despre sine, nu spune câteva lucruri. Și dacă îmi dați voi, în foarte scurt le punctez. Acest târg este cel mai vechi târg de carte din România, ceea ce pentru Iași reprezintă foarte mult. Apoi, faptul că el se supraintitulează târg internațional de carte nu este o poveste. Cu excepția acestui an, când deliberat am hotărât să nu invităm scriitori străini pentru că este anul centenarului nostru, de foarte mulți ani, acest salon de carte de la Iași aduce mari valori ale literaturii universale contemporane la Iași. Au fost aici, a fost în urmă cu două ediții, de exemplu Ghialix, un poet francez care are 3 premii ale Academiei Franceze pentru poezie. Au fost aici, a stat de vorbă cu oamenii și a citit versurile. Au fost aici scriitori din foarte multe țări din Europa și nu numai din Europa. Anul trecut am avut printre invitații acestui festival 3 poeți mexicani care au fascinat și prin cărțile lor pe care noi le-am tradus și vă voi vorbi imediat despre o altă caracteristică a târgului, dar și prin conferințele lor și prin prezența lor la târg. Pe de altă parte, sau ultimul punct pe care aș vrea să-l marchez în dialogul nostru este următorul. Librexul Ieșean este singurul târg de carte pe care îl cunosc eu cel puțin și vă asigur că am umblat prin lumea asta pe la târguri de carte și la festivaluri de poezie, care are o colecție a sa. Și am adus doar 3 titluri din această colecție. Este singurul târg din lume, nu din țară. Pentru că am ființat o colecție special pentru scriitorii străini care vin la Iași. Și pentru că anul trecut l-am avut pe Jean Portante, un scriitor
chiar important. Vă rog că... să întoarceți așa ca să vadă și cei de acasă. L-am cunoscut la Festival de Poezie de la Trois-Rivières și când am auzit ce poezie scrie, când și-a susținut recital, nu m-am putut abține și am spus: domnule, dumitale ar trebui să se spună Jean, importante, nu importante. Anul trecut a fost tradus, deci anul trecut el a găsit timp să vină la Librex și a fost, în același timp, era tradus în 14 limbi. Numai anul trecut. Chiar că e important. Da. Șeful pen clubului din Croația, Dragen Catunari, și a fost aici, au susținut fiecare dintre ei. Au susținut recitaluri poetice și conferințe. Și Claudio Pozzani, vestitul poet italian, care este organizatorul Festivalului de Poezie, Festivalul Internațional, evident, de Poezie de la Genova, care este itinerant și care în acest an se ține și la Paris și la Tokyo. Acești oameni au fost invitații noștri. Un recitator fabulos, domnul Claudio Pozzani. Da. Face performance. Exact. Recită, deci, în stil american. Mă bucur că am putut finaliza discuția noastră, pentru că, din păcate, timpul s-a scurs, cu așa gânduri frumoase. Și ce să vă spun, îmi doresc din tot sufletul să vă iasă și ediția de anul acesta, mai ales pentru că este în lumina centenarului, la fel cum v-au ieșit și edițiile anterioare, pentru că v-au ieșit extrem de bine. Și poate că aduceți plusul de care e nevoie pentru ca tânăra generație să se întoarcă către carte cu foi și nu către e-book-uri și alte tehnologii despre care vorbeam la început. Vă mulțumim că și dumneavoastră îi trageți spre carte. Dovada este emisiunea pe care o faceți ați făcut-o cu noi doi. Eu vă aștept și anul viitor și aș vrea să vă răpesc promisiunea că veți veni și anul viitor să povestim și despre ediția din 2019. Vom veni cu siguranță. Noi vom încerca să ne îndeplinim misiunea, așa că avem toate ingredientele necesare să putem să ne vedem și la anul. Vă mulțumim tare mult! Sărut mâna și noi vă mulțumim! Dragi telespectatori, noi luăm o scurtă pauză de publicitate. În cea de-a doua parte v-am promis că vorbim tot despre un eveniment din cadrul centenarului, dar până atunci am uitat să vă spun de ce sunt singură. Sunt singură pentru că Andrei a trebuit să ajungă la un eveniment. Sper să îl iertați și de data aceasta, are absent motivat. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat!